Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Te dezvolți într-o atmosferă plăcută. Marte este în zodia ta și din 13 ianuarie va începe din nou mișcarea directă. Aspectul armonios al lui Marte cu Jupiter favorizează împlinirea dorințelor tale. Energiile generate de vărsător contribuie la aducerea schimbării în viața ta într-o proporție echilibrată pentru a atinge un nivel de viață aproape ideal. Singura umbră din această imagine este Neptun în pești și Venus în același semn la sfârșitul lunii. Scopul acestor energii este de a-ți umple mintea de iluzii, dar este indicat să nu pierzi contactul cu realitatea pentru a permite ideilor tale strălucitoare să devină realitate. Dragostea pe frontul iubirii, Venus învărțător te eliberează de sentimentele care te împiedică să fii tu însăți. În modă destul de neașteptat, atmosfera dragostei se îmbunătățește. Între 4 și 27 ianuarie, Venus învărțător te scutește de constrângerile emoționale care ți-au scăzut moralul. Această planetă te avertizează să nu acționezi la întâmplare și te învață dragostea. În acest climat lipsite de pasiune, cu siguranță poți face minuni. În ianuarie, poți primi tot ce ți-lipsește. Se excuzâne, o persoană dragă își va aminti cât de dezirabilă ești. Totuși, numai după ce îi demonstrezi un interes personal sporit, ai devenită disperată, împachetează-ți lucrurile și pleacă. Este posibil să te întorci, dar nu vei fi forțată să te întorci. O romanță serioasă, da? Este mai aproape decât crezi. Prima jumătate a lunii este potrivită pentru acțiuni pregătitoare, a doua, pentru unele specifice. Ianuarie este bună pentru construirea de relații cu membrii mai în vârstă ai familiei, atât apropiați cât și îndepărtați. Vizitează-ți bunicii sau negociază cu tatăl tău despre ce poți și ce nu poți să faci. Dacă planurile tale sunt să-i convingi de ceva, s-ar putea să iasă bine dar pentru asta, trebuie să te comporți diferit, nu așa cum făceai înainte și cu atât mai multe, nu cum te purtai în copilărie. Sănătatea În ianuarie, biopotențialul gemenilor va fi redus. Este probabilă oboseala cronică din cauza stresului și anxietății. Somnul sănătos este o condiție prealabilă pentru o bună stare acceptabilă în această lună. La începutul anului 2023, Reprezentanții semnului gemenii pot experimenta tot felul de îndoieli și ezitare din cauza unei stări psihoemoționale instabile. Cu toate acestea, chiar și în a doua decada a lunii ianuarie, calmul și armonia vor fi visate doar de gemenii melancolici, care în acest moment ar putea simți oboseala acumulată. În ianuarie poți fi perturbată de tulburări ale sistemului digestiv, esofag, stomac și intestin. Reacția, cel mai probabil, va fi la stimuli externi, fie produsele sunt de proastă calitate, fie nu sunt gătite așa cum trebuie, experimentarea cu în și bucătării exotice nu merită, deoarece este probabil să nu aibă succes, pentru cei alergici, luna va fi neplăcută, lista cu ceea ce ar trebui să eviți poate crește, nasul care curge, pe care îl atribuie un este? De asemenea, probabil să fie de natură alergică. Banii Ultima restricție va dispărea în aer pe 13 ianuarie. Totul este clar la orizont. Poți începe să-ți implementezi proiectele. Pe de altă parte, nu ar strica să scapi de ochelarii tăi trandafirii. Acest lucru te va ajuta să eviți greșelile critice în strategia ta. În muncă, proiectele individuale sunt de preferat, atunci nu vor exista neînțelegeri cu colegii, nici interferențe create de unul pentru celălalt. Desenează clar limitele drepturilor și responsabilităților tale și ținete de ele. Situația financiară promite a fi egală, dar fără prea multe perspective. Chiar dacă ți s-a promis o creștere de salariu, cel mai probabil se va întâmpla mai târziu. Deci, deocamdată, un stil de viață economic va fi mai potrivit. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!